Cozi kilometrice la frontiera dintre România și Ungaria. Sistemul informatic al maghiarilor s-a defectat. S-a creat un blocaj uriaș la frontiera de nord-vest a României, spre Ungaria. Se pare că sistemul informatic al maghiarilor a cedat, motiv pentru care niciun vehicul nu a putut trece granița timp de câteva ore. Din această cauză, s-au format cozi kilometrice. Iar sute de autoturisme și tiruri au rămas blocate în zona vămilor. Controlul a fost reluat la prânz, însă doar într-o formă provizorie, deoarece defecțiunea de pe partea maghiară nu a fost încă remediată. Sistemul informatic al maghiarilor s-a defectat. Sistemul informatic al polițiștilor de frontieră a cedat în această dimineață, pe 8 martie, după prinderea unui grup de migranți. La ora 8 dimineața, șoferilor li s-a spus că nu se mai poate trece punctul de frontieră, pe niciun sens. De patru ore nu ne-am mai mișcat de pe loc, a declarat un șofer de tir pentru ProTV. Nu se știe nimic, ci că sistemul la unguri nu merge, nu știu, își bat joc de noi, nu vedeți ce cozi sunt, a răspuns acesta când a fost întrebat din ce cauză nu se poate trece granița. Coada de tiruri ajunsese să măsoare 15 kilometri la Vama Nădlac. Și cozile de autoturisme au avut, la rândul lor, câțiva kilometri, lucru care i-a enervat pe șoferi. Bătaie de joc, domnule, ce sistem, că se uită pe buletine și gata, ne ține de proști, a spus un șofer. Controlul s-a reluat, însă într-o formă provizorie. Controlul a fost reluat după câteva ore, la insistența autorităților române, dar manual. Motiv pentru care verificările au durat mai mult. Toată lumea este revoltată, toată lumea este agitată, dar nimeni nu poate face nimic. Acum văd că se mișcă, da, văd câte o mașină la 10 minute, a declarat un șofer. Acum. Aproape la ieșire din Ungaria spre Austria, a răspuns acesta. Întrebat unde ar fi trebuit să se afle acum. Acum că v-a văzut pe voi, a început să se miște aici pe bandă. Nu s-a mișcat deloc, numai celelalte, a adăugat șoferul. Eu trebuia să fiu în Budapesta și acum o să trebuiască să plătesc. Că nu am dus marfa la timp, a mai spus el. Tirurile așteaptă și acum câte patru ore dacă vor să iasă din România pe la Petea, Vârșant sau Nădlac 2. În momentul de față, în punctele de trecere a frontierei se înregistrează timp ridicați de așteptare ca urmare a mentenanței sistemului informatic al autorității maghiare. Menținem permanent legătura cu autoritățile din țara vecină pentru dispunerea unor măsuri comune de fluidizare, a declarat Andrei Alexandru Dincă, purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Arad. Circulația tirurilor și autoturismelor în Vama Nădlac ar putea reveni la normal abia joi, 9 martie.